Bună seara, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Discutăm și astăzi despre referendumul recent încheiat și despre învățămintele acestuia. Cine a pierdut, cine a câștigat, mai prezintă oare consultările populare apetența pe care o prezentau în anii trecuți? Politicienii aruncă vina unii pe ceilalți, unii chiar spun că poporul este de vină pentru eșecul acestui referendum. Există oare cazuri în care poporul nu are dreptate? Acestea vor fi câteva din temele pe care le abordăm astăzi cu sociologul Barbu Mateescu. Bine ați venit, domnule Mateescu. Bună seara! Cum ați primit rezultatele acestui referendum? Vă așteptați la așa ceva? A fost o surpriză. Mă refer aici la participarea scăzută. A fost o surpriză pentru aproape toate firmele de sondare opiniei publice și pentru toți sociologii. Și motivul pentru care a existat o diferență foarte mare între prezența estimată, chiar și de către, să zicem așa, firmele care au fost ceva mai sceptice și au scăzut un pic prezența față de cifrele care le rezultaseră din cercetarea propriu-zisă. Pentru toată lumea a existat, evident, toată lumea din sociologie, a existat sentimentul că, da, dorința de a vota la un referendum care are legătură destul de directă cu credința, cu religia, cu instituțiile religioase din România, cu bisericile și cultele, va fi supralicitată. Adică foarte mulți oameni vor spune că vin la vot, dar de fapt nu vor acorda extrem de mare importanță subiectului. Credința în România este un subiect complicat, poate îl atingem astăzi. Există o diferență majoră între oamenii care chiar merg la biserică și participă la viața religioasă, cunosc, în cazul creștinilor, Biblia, și pe de altă parte numărul imens de oameni care afirmă că aparțin unui cult religios și că ei cred în Dumnezeu. Până la urmă, acel prim grup, credincioșii României, să spunem așa, au venit la vot. Au mai venit la vot poate și oameni care nu au o legătură foarte puternică cu biserica și cam atât. Și de venit la vot am văzut cine a venit. Cine sunt cei care nu au venit la vot? Cei 80% care nu au participat la referendumul de sâmbătă și duminică? Hai să spunem așa, conform Biroul Electoral Central, pe liste sunt aproape 19 milioane de persoane. Nu o să stăm foarte mult în detalii, dar din punctul meu de vedere, 1 milion sunt acolo mai degrabă din erori. Sunt oameni, foarte mulți oameni care au decedat acum 10-20 de ani, oameni care s-au mutat și apar la ambele adrese și așa mai departe. Plecați din țară cel mai probabil 4 milioane de adulți. O campanie de boicot online, hashtag boicot, care din estimarea mea nu a influențat mai mult de 2 milioane de persoane. Și enorm de multe milioane, cred că în jur de 9 milioane de persoane, pentru care acest subiect nu a prezentat o miză. Sunt oameni care vin la vot la prezidențiale, de exemplu în turul 2, unii vin la vot și la alte alegeri, dar care nu au considerat că referendumul le schimbă viața în vreun fel, au considerat că există teme mai importante pentru România decât acest referendum și prin comparație, acesta nu e... La cât am putea să estimăm în mod realist populația electorală din acest moment a României? În țară ar fi 14 milioane, în afara țării probabil încă 4. Haideți să ne oprim pentru câteva minute pentru a vedea un subiect important de astăzi, declarația președintelui Klaus Iohannis, prima declarație a domniei sale. Iată un fragment din această declarație: să facem pentru toți românii o țară în care să trăim în bună înțelegere, fără spaime și tulburări provocate de pericole imaginare. Au fost imaginare pentru români aceste pericole care au fost vehiculate cu ocazia campaniei pentru referendum? Au avut acestea legătură cu spaime reale ale oamenilor sau sunt, așa cum spuneați, îndepărtate de preocupările reale ale României? Campania pro-referendum, entitățile implicate care merită subliniat, nu au acționat foarte coordonat, nu a existat
o cooperare între partidele politice care au susținut referendumul, Biserica Ortodoxă Română și cultele evanghelice. Nu a existat o echipă undeva. Această campanie s-a lovit de o problemă, și anume faptul că subiectul este destul de complex din punct de vedere juridic. Viața românilor, că referendum se valida sau nu, nu urma să se schimbe, nici măcar a românilor atrași erotic către persoane de același sex nu urma să se schimbe. Și atunci au încercat să conecteze referendum cu alte lucruri. S-a vorbit foarte mult și s-a folosit foarte mult imaginea copiilor, amenințările pe care le reprezintă homosexualii și lesbienele față de copii și așa mai departe. Problema este că s-a sărit aproape întotdeauna calul sau cu niște afirmații care nu erau foarte corecte. De ce putea fi prevăzut existența unei probleme? A mai existat o campanie în sensul ăsta la prezidențiale în 2014, când Victor Ponta a încercat, în special între turnul 1 și turnul 2, să utilizeze genul ăsta de arme comunicaționale. În unele țări ele merg, în unele circunstanțele funcționează, în unele nu. Și campania, ca să spun așa, sau campaniile pro-referendum nu au învățat foarte multe din acel eșec din 2014, și au încercat să pedaleze pe niște teme care, iată, nu au avut, până la urmă nu au avut, nu s-au lipit. Cui aparține în mai mare măsură vina pentru slaba participare? Temelor sau actorilor? O mare problemă este legată de teme. În România există o minoritate, greu de estimat cât este, poate 15% din populație, poate 25%, care are o perspectivă, să zicem așa, foarte conectată la cea din afara țării. Sunt oameni care utilizează cu lejeritate cel puțin o limbă străină, locuiesc în orașe mari, au venituri îndestulătoare, au pretenții de la România, apropo de calitatea infrastructurii, să spunem, sau administrația publică. Vorbim de asemenea de cea mai mare parte a populației care sunt, se confruntă cu probleme financiare, în Muntenia și Moldova, în special, lipsa locurilor de muncă. De asemenea, iau niște doleanțe legate de infrastructură, poate ușor diferite, spitale mai bune, școli care să nu se dărâme. În mediul rural, accesul la acele școli pentru copii și nepoți. Ca să ajungi la teme care țin de ideologie și care sunt extrem de populare în Statele Unite, unde nivelul de trai e altul și problemele sunt altele, mai trebuie să treacă foarte, foarte mult timp. Dar în ceea ce privește actorii acestui referendum, în ce măsură putem să vorbim despre câștigători și perdanți? În mod clar putem să vorbim despre perdanți. La câștig, din cauza acestei combinații între un boicot activ și dezinteres, nu e foarte clar neapărat cine a câștigat. Dar este clar că cine a susținut referendumul a pierdut. Și aici problemele cele mai mari ar fi putut să le aibă Partidul Social Democrat. Însă el beneficiază acum de faptul că alți actori s-au îngrămădit la propriu în fața microfoanelor. PNL-ul, Ludovic Orban, președintele PNL, a început să vorbească despre referendum chiar din acea seară. Astăzi Biserica Ortodoxă Română a avut o poziționare. PSD a trimis oameni de linia a treia, a patra, comunicatori nu foarte importanți, nu președintele partidului, nu președintele executiv, nici măcar vreun ministru. A avut un punct de vedere, și aici poate că o să insistăm, dar nu a ocupat prim planul. Și asta l-ajută foarte mult. Puțin oameni își dau seama că, de exemplu, gândiți-vă la Liviu Dragnea, cât de bine i-ar fi prins să fie o prezență de 7-8 milioane de oameni. El să apară duminică seară și să spună, iată ce am spus despre România și în relația cu Uniunea Europeană, iată, poporul alege tradiția. L-ar fi ajutat enorm, l-ar fi ajutat politic, l-ar fi ajutat în interiorul partidului, l-ar fi ajutat în relația cu Europa. A fi putut să-și asume voturile respective. Nu, ele nu s-au strâns și Liviu Dragnea nu există în spațiu public. De la referendum și până acum nu a mai apărut. Deci putem să privim și așa lucrurile. Probabil că cel mai mare pierzător și marea discuție care începe să se poartă este despre Biserica Ortodoxă Română, o instituție extraordinar de puternică, vastă, dar care, iată, pe un subiect de acest tip nu și-a putut dovedi forța, capacitatea de mobilizare. De-abia s-a încheiat dezbaterea legată de referendum, iată o nouă polemică lansată de Biserica Ortodoxă Română, Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al
patriarhiei prin legalizarea parteneriatelor civile se pune în pericol familia în paradigmă morală și spirituală. Abia s-au încheiat disputele legate de statutul căsătoriei, de statutul familiei în România. Iată o nouă dezbatere în care parte este și Biserica Ortodoxă Română legată de aceste parteneriate civile, oarecum imprudent aruncate pe piață de PSD și ALDE chiar în zilele care au urmat referendumul. S-ar putea să fie aici și o vorba de o divizare în partide. Parteneriate civile, practic, sunt căsătorie în tot, în afară de nume. Efectele sunt în special juridice, ca să înțelegem despre ce e vorba. Deci toate acele detalii din viața de zi cu zi ale cuplurilor, câți oameni sunt în apartament, în actele administrației mobilului, de asemenea moștenire și multe altele. Liviu Dragnea a făcut vorbire de mai multe ori despre necesitatea parteneriatelor civile, inclusiv în contextul referendumului. Este un subiect foarte sensibil pentru Partidul Socialiștilor Europeni, care doresc implementarea acestor parteneriate. Iar faptul că acum o componentă din PSD, și anume Petre Florin Manole, un deputat destul de autentic de stânga, și de asemenea un ministru Negrescu care este foarte bine conectat la problematica europeană, ei împing aceste subiecte, cred că le împing și pentru că nu a existat un vot imens, hotărător în favoarea familiei tradiționale. Iar poziționarea Bisericii Ortodoxe, pe de o parte este previzibilă, pe de altă parte s-ar putea ca biserica să fie și într-un fel de șoc în clipa de față. E greu de... niciodată nu s-a pus cu adevărat în fața bisericii această oglindă. Hai să vedem câți oameni chiar susțin o cauză pentru care a strâns semnături, pe care a susținut-o patriarhul. Și este un șoc acum. În momente de șoc îți pierzi puțin din capacitatea de a te adapta și evident că te întorci la normele tradiționale ale instituției și la rezistență față de astfel de schimbări. Mergem mai departe cu o nouă declarație, de această dată o declarație care pune paie pe foc. Adrian Severin, condamnat la 4 ani de închisoare pentru că ar fi contribuit în Parlamentul European la inițierea unui amendament legislativ în schimbul a 100.000 de euro. Iată ce declară astăzi Adrian Severin, mai precis ce scrie astăzi Adrian Severin pe Facebook: un referendum care nu a dat un răspuns valid la întrebarea pusă din cauza neparticipării la vot poate fi sau trebuie repetat, spune Adrian Severin, politician de stânga de asemenea. În ipoteza puțin probabilă a repetării scrutinului, s-ar schimba în vreun fel situația, domnule Matescu? E destul de puțin probabil. În genere, noi ca sociologi putem să ne uităm la un alt reper, și anume ce se întâmplă într-o țară când au loc alegeri anticipate în mod succesiv, la fiecare câteva luni. În astfel de situații, ce se întâmplă întotdeauna într-o democrație este că populația se radicalizează. Deci partidele, să spunem, democratice de centru, cumva pierd din forță și câștigă extreme. Acest lucru, practic, dacă îl aplicăm la acest referendum, strict teoretic, repetarea referendumului ar însemna că ar veni mai puțin oameni la vot, dar ar fi mult mai incisiv, mult mai hotărâți, aproape sigur ar milita pentru înființarea unui partid. Deci ar fi cumva filtrați. De asemenea, oamenii care s-ar opune referendumului ar fi probabil din ce în ce mai radicali, și mai radicali decât au fost. Ne întorcem acum la tema anunțată de la începutul emisiunii. Există cazuri în care poporul nu are dreptate. Unii politicieni asta ne spun. Acum, după eșecul referendumului, haideți să vedem câteva declarații. Iată, Cătălin Rădulescu, deputat PSD, spune: sunt supărat astăzi pe toți, pe românii care nu au înțeles nimic și nu au înțeles că trebuie să-și păstreze familiile așa cum le-au lăsat strămoșii lor. Cătălin Rădulescu, deputat PSD. Mergem puțin mai departe cu Șerban Nicolae, senator PSD. Pentru mine nu este prima dată când susțin o opțiune minoritară. De fiecare dată am eșuat în a-i convinge pe concetățeni că greșesc. Și o altă declarație care vine dintr-un alt context, dar este semnificativă. Eugen Teodorovici, ministru de Finanțe: este o utopie să credem că noi, parlamentarii, ar trebui să răspundem în primul rând celor care ne votează și după aceea în fața partidelor. Este o teorie și este o utopie să credem asta în România, spune ministrul Finanțelor. Există situații în care poporul poate fi acuzat că a greșit cu prilejul unor consultări populare, cu prilejul alegerilor? Evident, dar aș ruti mai degrabă discuția spre o arie pragmatică. Genul ăsta de eroare era comisă de obicei de gânditorii, partidele, politicienii de dreapta, în special în perioada măsurilor de austeritate și în timpul guvernării 2010-2012.
Cum se poate ca oamenii să nu ne voteze? De ce nu înțeleg? PSD foarte rar făcea greșeala asta, aproape niciodată. Politicienii trebuie să înțeleagă și să știe că este practic un exercițiu de asemănător cu un business, cu a avea un magazin. Dacă oamenii nu intră în magazin, probabil că prețurile sunt prea mari sau nu le place ce găsesc în magazin. Niciun proprietar de magazin nu merge pe stradă agitând pumnul și spunând sunteți toți niște proști în cartierul ăsta că nu veniți la mine în magazin. Orice proprietar de magazin se gândește cum să-i atragă. Deci aici vorbim de o supărare un pic ne la locul său. Partidul Social Democrat a avut o relație ciudată cu acest referendum. Pe de o parte, liderii l-au susținut, au votat sâmbătă, toți liderii marcanți pe care de atunci nu-i mai vedem. Partidul, din câte începe să iasă la iveală, a sponsorizat foarte multe materiale de propagandă în favoarea referendumului, a cumpărat reclame la televizor. S-au dat declarații de susținere și, în același timp, în anumite privințe, mobilizarea activului PSD nu a fost foarte mare. Au existat mai multe voturi pe liste suplimentare sau, hai să spunem, la fel de multe voturi pe liste suplimentare ca și la parlamentari, unde prezența a fost dublă. În același timp, însă, observatorii din secții, care scriau non-stop pe Facebook ce se întâmpla, și pentru că nu erau foarte mulți votanți și deci ce să faci când te pedisești, povestești lumii ce se întâmplă în secție și ce se discută cu ceilalți colegi de secție de la partide, oamenii din PSD, de la firul ierbii, în special din rural, nu au primit planuri, planul însemnând numărul de voturi pe care trebuie să-l scoată din comună, nu au fost puși în starea de spirit și chiar organizatorică de alegeri, mai ales de alegeri importante. Deci, aceste depoziții că poporul a greșit și așa mai departe, este un pic bizar. Fie partidul a încercat să convingă oamenii să vină la vot și atunci trebuie să fie foarte supărat și este o criză atunci în PSD, fie nu a încercat să-i scoată la vot. Caz în care, până și faptul că se face o declarație către cineva din PSD, s-ar putea să reamintească oamenilor că PSD a susținut un referendum care a ieșuat. Deci nu e bine politic să faci. Practic, între partidele românești reprezentative, nu a existat o competiție cu prilejul acestui referendum și totuși au reușit să o transforme într-o competiție. După anunțarea rezultatelor, au început să se acuze reciproc sau, mai degrabă, unele dintre partide au aruncat eșecul acestui referendum pe spatele celorlalte partide care au boicotat, într-un fel, participarea la vot. Da, acum, cine s-a poziționat împotriva referendumului are foarte mult de câștigat în clipa asta, cel puțin aparent. Cred că cea mai mare problemă este la Partidul Național Liberal. Probabil singurul partid al cărui electorat a fost extraordinar de divizat în sine, apropo de referendum. Și de aceea probabil a existat și această energie foarte puternică, hai să comunicăm repede, hai să fim primul partid care iese și care blamează PSD. Și la PNL putem observa același tip de confuzie ca la PSD. Pe de o parte, poziția oficială a partidului a fost fiecare votează cum vrea. În Parlament, aproape în totalitate, parlamentarii PNL au votat pentru organizarea referendumului și chiar au dat niște discursuri un pic mai conservatoare și tradiționaliste decât cei de la PSD. Iar în zilele referendumului, Ludovic Orban a avut un traseu destul de sinuos. A votat, a spus că cine boicotează trădează democrația, după care a spus la final că boicotul din cauza PSD a ieșuat. Deci a existat o lipsă de claritate acolo. Și uneori, nu întotdeauna e adevărat, dar uneori este mai bine să-ți alegi o cauză și să luți pentru ea până la capăt, da sau nu, oricare o fi, mai degrabă decât să încerci să ai picioarele în ambele bărci. Haideți să ne oprim puțin și asupra acestui subiect, comunicarea despre referendum și cu ocazia referendumului, pe de o parte această comunicare din partea partidelor politice, pe de altă parte ceea ce ar fi trebuit să fie comunicare oficială, guvernamentală. Au existat voci care au spus că mulți oameni n-au înțeles mare lucru din ce se discută. Mulți oameni, spun alți participanți la discuțiile publice, mulți oameni n-au înțeles întrebarea care le-a fost adresată. Întrebarea, dacă am fi văzut 20-30% din participanții la referendum care ar fi votat nu, da, probabil că era un mare semn de întrebare. Însă, chiar și la referendumuri unde se apelează la boicot, există acest procent de 8-10% care vin la vot, votează nu, de exemplu,
Pentru că, de exemplu, în România consideră că din 1989 trebuie să vii la vot de fiecare dată ca respect pentru oamenii care au murit. Adică sunt și atitudini de genul ăsta apropo de vot. Deci nu cred că întrebarea a fost o problemă. Ați pus însă punctul pe ei când ați vorbit despre această dificultate a înțelegerii temei. Pentru că noi nu am avut, de exemplu, un referendum în care oamenii să fie întrebați dacă se legalizează căsătoriile între persoane de același sex. Adică nu am avut un referendum în care, în afară de schimbarea unor lucruri în unui cuvânt în Constituție, nu a avut un referendum care să fi dus la o schimbare. Și asta este uluitor, pentru că, în genere, referendumurile în istorie se fac pentru a schimba ceva. Sau, cum a fost, de exemplu, un caz mai nenorocit, Anschluss, ocuparea Austriei de către Germania, s-a făcut după aceea un referendum formal, dar și acela era necesar pentru ca să se consfințească o schimbare, și anume dispariția Austriei. Ăsta ar fi fost primul referendum care, în afară de schimbarea unui text, unei bucățele mici de text în Constituție, nu ar fi schimbat nimic aparent. Despre un referendum care avea o temă importantă, din câte s-a părut atunci și se pare în continuare, avea o temă importantă pentru cetățeni, vom discuta în continuare, o expresie a suveranității poporului, toată lumea repetă această frază cu ocazia referendumului. Ce le spunem însă cetățenilor când merg la vot, aprobă propuneri pe care le cred importante și utile pentru viața lor, referendumul este validat, în cele din urmă însă cele anunțate, cele votate nu sunt puse în aplicare. Este cazul referendumului din 2009, să ne aducem aminte datele de atunci. Iată care sunt datele cu privire la participare și la ceea ce au avut oamenii de spus cu ocazia acestui referendum. Participarea a fost de 50,95%, deci 9,3 milioane de români au participat atunci la vot. 77,7% s-au pronunțat în favoarea unui parlament unicameral, deci 6,7 milioane de români. 88,8% s-au pronunțat pentru stabilirea unui număr maxim de 300 de parlamentari, deci 7,7 milioane de români. Comparativ aveți pe ecran datele privind participarea la ultimul referendum, cel de sâmbătă și duminică. Ce le spunem oamenilor care au mers la referendum și au văzut că votul lor exprimat, desigur în alte condiții, pentru că era vorba despre un referendum consultativ, votul lor exprimat nu a devenit realitate, nu s-a transpus în viața politică și în cele din urmă viața lor de zi cu zi? E o problemă destul de gravă și multe lume din spațiul politic nu prea înțelege că așa erodezi contractul social dintre politicieni și cetățeni. Și după aceea politicieni se întreabă de ce e așa de ușor să fii huiduit când apari pe un stadion și încerci să te lipești de un eveniment plăcut. S-a întâmplat oamenilor din toate partidele politice. De ce lumea când te vede în spațiu public se dă la o parte sau în anumite locuri chiar poate să-ți arunce cu o roșie, cu un ou, cu ce mai au prin sacoșă. A nu respecta rezultatele unui referendum, mai ales când îndeplinește condițiile, deci a fost valabil și validat, e periculos și face parte dintr-o familie de comportamente. Vă mai dau un exemplu. Drepturi speciale pentru anumite categorii. Nu contează categoriile, nu contează care sunt drepturile speciale. Și practic când se adună un pachet imens de astfel de drepturi și sentimentul cetățenilor este că dacă ai aparține unui grup social care este supra-reprezentat în Parlament, gen notari sau avocați, obții nu știu ce avantaje. Și că trebuie să... Că România nu e dreaptă. Unii au pilele necesare ca să obțină prevederi mai bune. Acum, ce aș spune, aș rămâne cumva la acest plan al discuției despre cifre. Acel referendum a fost simultan cu prezidențialele. Am putea mai ușor să facem o comparație cu ce s-a întâmplat la ultimele parlamentare, când au venit la vot 7 milioane de oameni. Practic, prezența a fost la jumătate. A fost prezența cea mai mică din istoria României acum la acest referendum. Cred că organizatorii, în speță Coaliția pentru Familie, s-au supărat un pic degeaba pe partidele care au susținut referendumul. PSD și PNL împreună la parlamentare au luat 4,6 milioane voturi. Pentru atingerea pragului, era nevoie de 5,7 milioane. Deci mai era mult dincolo de PSD și PNL. Mai erau, gândiți-vă, 3 Clujuri oficial, conform populației oficiale a orașului. 3 Clujuri întregi trebuiau să vină la vot ca să se poată atinge pragul dincolo de mobilizare PSD și PNL. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc că alături de noi în studio sociologul Barbu Matescu. Ne revedem în câteva minute.
ție dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Se poate să călătorești de pe aeroportul internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi aeroportul internațional Avram Iancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Ne-am întors în direct la emisiunea În Vizor. În studio în această seară, alături de noi, sociologul Barbu Mateescu, discutăm despre referendum și ce avem de învățat în urma acestui referendum eșuat de sâmbătă și duminică. Întrebarea următoare vizează alegerile care urmează, alegerile pentru care ne pregătim, care vor avea loc pe parcursul anilor viitori. Ce avem de învățat, ce să ne așteptăm la următoarele alegeri, mai ales din punct de vedere al participării la vot? În ceea ce privește participarea la vot, există niște constrângeri de natură demografică. România are niște probleme din acest punct de vedere și, practic, în fiecare an suntem mai puțini. Nu numai datorită migrației, ci și datorită faptului că numărul deceselor este mai mare decât al nașterilor.
Și în plan electoral asta înseamnă și că, de altfel, numărul deceselor este mai mare decât al oamenilor de 18 ani care capătă drept de vot. În alte cuvinte, putem să ne pomenim la anul, dacă luăm în calcul și migrația, ca valorile privind prezența să nu fie absolut senzaționale. Una din lecțiile, ar spune eu, referendumului este că poți să faci orice în politică sau în campanii de comunicare cu populația, dar nu poți să ignori agenda publică. Agenda publică fiind aceste interese, aceste nevoi ale oamenilor de care am făcut vorbire mai devreme. Și sunt multe lucruri de făcut în România. Sunt foarte multe reacții pe care le au cetățenii României atunci când sunt întrebați de referendum sau de prezența la vot. Și această temă a apărut cumva alipită peste România, a apărut cumva un cub imens de sticlă neagră plasat așa dramatic în mijlocul unui oraș care nu era în urmă câteva minute acolo. În acest context se poate spune chiar că prezența a fost destul de mare. Și spuneam mai devreme că miza nu a părut foarte importantă. Faptul că au venit totuși 3,7 milioane de oameni la vot spune ceva. Oamenii care au venit la vot în special au fost oameni care apreciază foarte mult dreptul de a vota obținut după 1989, pentru că foarte, foarte mulți ani, în tinerețea și în epoca, în timpul maturităților, nu puteai să votezi decât lista Partidului Comunist Român și puteai să votezi la prezidențiale doar pe Nicolae Ceaușescu. Există o întreagă teorie cu foarte mulți susținători potrivit că acest referendum ar fi fost menit doar să distragă atenția publicului de la alte probleme mult mai importante din acest moment. Situația conflictuală dintre guvern și Comisia Europeană, incidentele violente din 10 august, care încă nu au primit un răspuns, care, rog, anchetele n-au oferit încă niciun răspuns. Este credibilă această teorie a prafului aruncat în ochii cetățenilor? Este posibil. De exemplu, gândiți-vă că dacă pâinea și cuțitul ar fi fost la Coaliția pentru Familie și la cultele care au susținut-o, momentul ideal pentru referendum nu era acum, ci era primul tur al alegerilor prezidențiale sau chiar turul 2, pentru că atunci se făcea cvormul. Veneau la vot foarte multe milioane de persoane, 90, deci în mod clar se făcea cvormul și în mod clar voturile pentru schimbarea Constituției probabil că ar fi fost mai multe, adică ar fi fost în mod clar mai multe decât cele împotrivă. Deci se poate discuta un pic despre timp, aș zice mai degrabă și despre utilitate. Vorbeam mai devreme despre cât de bine ar fi prins conducerea actuală a PSD să se valideze și ar fi existat și în acest impact de demobilizare a opoziției, de ruperea opoziției, de crearea unor disensiuni, pentru că există un electorat anti-guvernare care este, în special în Ardeal, este creștin, este conservator. Există de asemenea oameni extraordinar de diferiți ca perspectivă, ca valori, ca stil de viață și care de asemenea sunt antipatizează PSD și care trăiesc în București, de exemplu, sau în Iași. Și probabil că a existat și acest potențial calcul. Hai să creăm o divizare în interiorul opoziției la puterea actuală. Și este posibil să fi funcționat acest lucru. Oamenii care au crezut foarte mult în acest referendum sunt acum și foarte amari și foarte supărați. Vorbiți de o diviziune în interiorul opoziției, dar de o diviziune în interiorul partidului de guvernământ. Putem vorbi despre astfel de diviziune în PSD în urma referendumului? Nu cred. PSD-ul, ca să vorbim pe scurt despre un subiect complex, Partidul Social Democrat se îndepărtează de ceea ce înseamnă stânga europeană. Se îndepărtează pe zi ce trece. Este un partid care a avut întotdeauna la dispoziție o bază de susținere în nevoie de ajutor, nu foarte educată, deci nici cu acces la locuri de muncă foarte, foarte bune. Și acum, în ultimii ani, are aliat o clasă de mijloc, în special din sistemul bugetar și din administrația locală din vechiul regat, care este, să spunem așa, împotriva schimbărilor, ușor eurosceptică și așa mai departe. Acest subiect al drepturilor unei minorități nu este unul care să creeze o disensiune foarte mare. Oamenii care să spună argumentat socialdemocrația europeană sau ce înseamnă să fii de stânga, înseamnă să ai altă perspectivă decât cea pro-referendum, sunt foarte puțini în PSD, nu merg pe degete de la o singură mână.
Faptul că PSD se îndepărtează pe zi ce trece de stânga europeană este vizibil și în relația tensionată cu autoritățile europene. Iată că în timp ce toamna politică românească a fost paralizată practic de acest referendum eșuat, problemele românilor rămân cele deja știute. Relația cu autoritățile europene este din nou pe cale să ia foc, de această dată nu din cauza problemelor din justiție, ci din cauza incapacității guvernului de a atrage fonduri europene. Atac dur ieri al comisarului european Corina Crețu. Comisia Europeană face eforturi supraomenești, spune Corina Crețu, să evite dezangajările de fonduri, adică pierderea de către România de fonduri europene. Să vedem în continuare declarațiile Corinei Crețu. Dacă stau să mă gândesc bine, în timpul mandatului meu am încercat să vorbim despre utilizarea fondurilor europene, cel puțin aceea de a avea acești bani pentru 25 de ani, un sfert de secol. Deci de aceea chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac. Domnule Matescu, sunteți sociolog, nu psiholog, nu e specialitatea dumneavoastră, dar ce vă spune, văzând aceste imagini, ce vă spune gestul, mimica Corinei Crețu din această înregistrare? Este atipic. Ea este o persoană foarte atentă cu imaginea sa, mai degrabă cu profil tehnocratic-diplomatic decât politician, așa cum înțelegem noi termenul politician în România. Am văzut probabil un om aflat sub presiune, un om care pentru guvernare este undeva în Europa, este cu europenii și pentru europeni este româncă, europeni însemnând instituțiile Uniunii Europene. Și probabil că este, simte că plătește într-un fel în fața colegilor săi, în fața autorităților europene, pentru faptul că România nu face o treabă bună, apropo de fondurile europene, și în plus este și acuzată de PSD, din care face parte, deci a cărui susținere a avut-o în trecut, că probabil că, nu știu, trădează partidul sau trădează țara prin atitudinea sa destul de critică. Deci, pe de-o parte, trebuie să dea explicații colegilor noi de la Bruxelles, de fapt, nu mai sunt atât de noi, pentru că doamna Crețu este comisar european din 2014, despre ce fac foștii colegi de la București. În același timp, la București trebuie să aibă o relație deschisă și pozitivă cu foștii colegi care acum se află la guvernare. Da, exact. Deci nu e un om aflat într-o situație foarte fericită. A apărut în zilele care au precedat referendumul această nouă temă în peisajul politic sau în peisajul media românesc, cea a unui ro-exit, după modelul britanic, o despărțire a României de Uniunea Europeană, căreia, nu-i așa, din anumite cercuri politice, încearcă să-i se creeze o imagine de opresor al României, de prezență negativă în viața noastră. Ar avea succes, are succes o astfel de abordare printre români care sunt cunoscuți ca fiind printre cei mai pro-europeni dintre europeni. Ar putea aduce niște foarte mici avantaje electorale. Deci, dacă cineva ar fi serios apropo de subiectul ăsta, ar încerca, nu e clar că ar ajunge în Parlamentul României, dar mai mult de a ajunge acolo și avea o mână de deputați, nu a reușit. Relația dintre români și Uniunea Europeană este una foarte complexă. Da, există un curent destul de, să spun așa, țâfnos, destul de supărat apropo de Uniunea Europeană, numai că acest curent nu atinge o cincime din populația României. Pentru ieșire, conform ultimului Eurostat, sunt undeva pe la 7-8% din populație. Deci există până și interiorul, când vorbiți cu un om, de exemplu, pe stradă sau într-o poziție publică și vă spune că Uniunea Europeană și așa mai departe, suntem colonie sau așa ceva și întrebați, bine, dar pentru ieșire ai vota? Este o probabilitate de, am spune, 60% ca omul la brusc să dea înapoi și să spună nu, e nici așa. E un fenomen interesant. În genere, euroscepticism apare în Europa de Est atunci când există o clasă de mijloc sau chiar capital, deci business-uri, care își dau seama că le e foarte greu să țină pasul cu competitorii din Europa de Vest, care au zeci de ani de experiență înainte, care au o altă atitudine față de cercetare și dezvoltare, o mare problemă a capitalismului românesc, nu se creează, nu se produce în acest domeniu de inovare a business-ului. Și atunci, evident că oamenii devin foarte supărați. Ei văd cum pierd cotă de piață. La noi încă nu e cazul.
Comisarul european Corina Crețu a criticat așadar România, dar a oferit exemplul pozitiv al Greciei, țară în care s-a aflat zilele trecute pentru a inaugura, printre altele, un tren de mare viteză, un tren care circulă cu 200 de km la oră, în vreme ce trenurile noastre, iată, circulă cu o viteză medie de 30 de km la oră. O investiție de 1 miliard de euro. Vă invit să vedeți câteva imagini. Le vom discuta în timp ce le prezentăm pe ecran. Corina Crețu vizitează așadar și inaugurează această investiție de 1 miliard de euro în Grecia, pe care a comparat-o, oferind-o ca exemplu pozitiv, a comparat-o cu România, care nu face performanță în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Domnule Matescu, sunteți clujan adoptat, sunteți unul dintre tot mai numeroși bucureșteni care au decis să părăsească capitala în favoarea Clujului. V-ar plăcea să mergeți la București când aveți nevoie cu un astfel de tren cu 200 de km la oră? Da, mă gândesc numai la București, mă gândesc și la Brașov și la Timișoara, unde, într-adevăr, ajunge este o mică aventură. Cu trenul sau, din nefericire, și cu mașina pot fi probleme. E un paradox aici, pentru că în România mobilitatea este colosală. Deci numărul oamenilor care se mută dintr-o localitate în alta era de 388.000 acum 2 ani și acum probabil că a depășit 400.000. Deci nu se oprește acest izvor al plecării. Și este natural să pleci în localități unde sunt locuri de muncă sau locuri de muncă mai bune sau calitatea vieții. Și infrastructura, cam pe toate planurile, nu poate să țină pasul, ceea ce creează foarte multă frustrare. Deci pregătiți-vă, când veți vedea rezultatele în 2019 și 2020, întotdeauna există și o penalitate pe care o au cei aflați la guvernare, indiferent cum se cheamă, indiferent dacă sunt oficial stânga sau dreapta. Ei plătesc și pentru administrația proastă și pentru infrastructura proastă. Când cineva coboară dintr-un tren care a făcut 13 ore de la București la Cluj în loc de 11, ceea ce deja este imens, omul ăla nu se gândește căile ferate române au problemă sau trebuie să investim în șine. Omul ăla înjură partidul aflat la guvernare sau primul ministru. Și de cele mai multe ori, pe bună dreptate, iar dacă vreți să știți pe ce își mai propune statul român să arunce banii, tocmai astăzi s-a votat în Comisia de Buget a Camerei Deputaților inițiativa de stabilire a datei de 15 septembrie ca zi națională a gastronomiei și vinului românesc. De ce 15 septembrie? Pentru a fi în apropierea sărbătoririi Sfântului Cuvios Eufrosin Bucătarul. Credeți că va fi o sărbătoare bine primită de români, această sărbătoare, zi națională a gastronomiei și vinului? Începem să avem prea multe zile, care n-au niciun fel de efect. Sunt menționate așa în trecere, poate pe Facebook să fie un om în toată țara care să știe că este ziua, nu știu, fabricilor, producătorilor de încălțăminte artizanale sau chestii de genul ăsta. Mă gândesc cu tristețe la multe legi care zac în sertarele Parlamentului și care acumulează praf pe tot felul de subiecte. Sunt proiecte care stau acolo din anii 90 și care chiar ar avea un impact real. E un pic de timp pierdut. Revenim la subiectul traficului și a Clujului, din ce în ce mai izolat de restul țării. Dacă tot nu avem autostrăzi, dacă tot ne punem în pericol viața pe Valea Oltului, cel mai periculos drum din România, să vorbim puțin despre soluțiile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Iată ce nume frumos, ce nume pompos i-au dat acestei instituții. Un nume foarte elaborat. Ce au făcut? Au găsit pe internet o idee și doresc să o pună în practică și în România. Este o soluție pe care au găsit-o în Coreea și undeva în Australia. Vedem acum câteva imagini. Este vorba practic de niște separatoare de sens despre care autoritățile spun că ar fi mai moderne și vor să le pună pe câteva drumuri din România, printre care și pe Valea Oltului, coșmarul ardelenilor care trebuie să călătorească la București sau în alte părți la sud de Carpați. Ce este asta? O cărteală. O soluție specific românească la o problemă gravă, o problemă care ar trebui să ne preocupe mult mai serios. Sunt anumite instituții unde e mai ușor să dai pe toată lumea afară, să încep de la zero. Și chiar cu riscurile juridice aferente sau printr-o construcție juridică inteligent gândită, este asigur că nimeni nu mai lucrează acolo din oamenii care lucrau acolo anterior.
S-a făcut asta în poliția rutieră din Georgia, s-a făcut asta în serviciile speciale din Polonia după căderea comunismului. Literalmente s-a închis și s-a repornit de la zero cu alți oameni. Ce se întâmplă cu autostrăzile din România este o rușine și este un simbol al practic cel mai mare probleme a României din punctul meu de vedere, și anume funcționarea statului, care este foarte, foarte există disfuncționalități în foarte multe domenii și eu nu cred în teoria conspirațiilor, nu se vrea să se facă autostradă până în Moldova, nu, statul român nu mai știe și nu mai poate. Literalmente, know-how-ul necesar este în mediul privat sau în străinătate. Că vorbim despre un domeniu sau altul, oamenii capabili, din nefericire, nu se mai îndreaptă spre stat. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, vă reamintim, l-am avut alături pe sociologul Barbu Matescu. Încheiem emisiunea aici, dar nu înainte de a vă arăta o imagine mai mult decât scandaloasă. Iată cum arată la București mormântul savantului Victor Babeș, cel care a dat numele Universității Babeș-Bolyai din orașul nostru. Mormântul se află în curtea Institutului Cantacuzino. Cu acestea vă spun la revedere, ne revedem mâine seară la aceeași oră. Bottega Italiana, cu cele două magazine din Julius Mall și Vivo, și-a câștigat deja reputația în rândul clujenilor drept cea mai bună destinație pentru amatorii de delicatese italiene. Bottega Italiana vă oferă o selecție a celor mai gustoase mezeluri, brânzeturi, paste, vinuri, dulciuri și specialități din cele mai celebre zone gastronomice ale Italiei, pentru ca dumneavoastră să dați un plus de gust și eleganță meselor servite în familie. Comandați și online pe www.bottegaitaliana.ro. Abia aștept să înceapă noul an școlar, să-mi iau și rechizite și penar. Însă cel mai cool, clar, ghiozdanul e, îl iau din cel mai tare loc din IPB. Oh la la, IPB, te ador! Să fii cool este ușor! Fii cool în noul an școlar cu ghiozdanele și rechizitele de la IPB. IPB, superstore de papetărie, cel mai mare din România, în Julius Mall și în Vivo Shopping Center. Magazinul Papionet din Julius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, butoni și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Bonbon, cel mai frumos magazin de dulciuri din Cluj-Napoca și locul unde te vei răsfăța pe cinste. Dulciuri unicat, cadouri originale, servicii de tip candy bar, mărturii de nuntă sau botez, toate acestea le găsești la Bonbon, magazinul dulciurilor de pe strada Roosevelt numărul 3 în piața muzeului. Bonbon, magazinul tău de cadouri dulci. DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
am discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Bună ziua! Salut! Vă supărați, putem să vă întrebăm dacă mergeți la referendum sau ați fost deja? Nu mergem, nu ne interesează. De ce? Pentru că e o chestie aiurea. La ce vă referiți mai exact? La tot. La tot. Ce se întâmplă acolo. Dar... Nu e cu mașina decât să merg acolo. Sau alte activități. E o țigănie ce e acolo. Ce vă așteptați să schimbe referendumul sau ce se va întâmpla după referendum? Nu va schimba absolut nimic până când nu se schimbă conducerea. Până când nu se schimbă... Dar știți despre ce este vorba referendum? Da, bineînțeles, cum să nu. Că doar nu sunt de cretin. Ei, ne puteți spune ce anume, la ce se referă întrebarea de pe buletin? La întrebarea se referă deja la Constituție, dar e luată altfel și înțeleasă de ce altfel. Întrebarea este pusă de... Dacă sunt de acord cu... o revizuire la Constituție, dar ei urmăresc altceva acolo. Chestia asta care e cu homosexuali și cu căsătoriile astea, e mai de mult în Constituție, nu e numai de acum. Apoi ce să aștept? Ce vor șefii? Nu depinde de noi. Asta am făcut datoria, asta depinde de șef. Dar despre ce credeți că este referendumul? Referendumul? Sexurile două să împerecheze, să facă o familie, da. Eu știu că m-am însurat, am făcut doi băieți, ăsta știu, da. Nu că cu un bărbat sau cu femeie, cu femeie. Da. Ați fost la referendum sau urmează? Am fost dimineața. La ce vă așteptați? Păi noi am vrea să iasă cu bine. Deci ceea ce s-a prelucrat în Parlament, să iasă bine, să fie cum a fost soț și soție, nu aiurea. De la biserică v-a spus părintele cum să votați? Da, ne-a spus și doar ne-am informat și am cum să, ce e bine. Oamenii sunt foarte, nu realizează că așa. Trebuie să aduci bine la țară. Trebuie să aduci bine, nu poți să fii cu, să zici mai, vai de mine ce pot să accept eu oamenii care își doresc căsătoria bărbați cu bărbați sau femeie cu femeie. Au fost, avem aici în cuvântul din spune că s-a distrus lumea atunci cu potopul, din cauza acestor nelegiuiri, că sunt niște nelegiuiri foarte mari în față la Dumnezeu, care Dumnezeu nu le acceptă. Dar oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu ca să cunoască aceste cuvinte. Da. Uitați ce ne scrie aici un cuvânt adevărat, care pur și simplu nu-l putem să zicem că nu e adevărat. În Genesa 2 ne spune aici, în 15, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur.
am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. 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 Domnul să fie lăudat. Această carte nu e o carte în care spune povești, nu e o carte în care spune minciuni. În cartea asta este numai adevăr și porunci care noi trebuie să le împlinim. Noi dacă nu le împlinim astea, o să ajungem... O să ajungem mult mai rău, nu numai noi, ci și copiii noștri, nepoții noștri, și noi pentru ei trebuie să luptăm. Pentru ei, alături de cei dragi ai noștri și alături de țara asta, pur și simplu, fiindcă țara asta merită mult mai mult decât credem noi. Dumnezeu să hotărască, Dumnezeu să poarte de grijă tuturor locuitorilor țării acestea și întregii lumi. A lui să fie slava în veci. Amin. Chiar și oamenii aceștia care sunt în situația în care sunt. Mă rog, nu știu în ce privință, cum au devenit ei așa, dar este cale de întorcere. Ei nu trebuie să fie necăjiți, supărați, că și ei sunt oameni din suflet, din inimă, din corp, din carne, așa mai departe, dar ei trebuie să caute pe Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu ei pot să revină. Bună ziua, nu vă supărați. Bună ziua, dragă. Ați fost la vot, veți merge? Acum, pe loc mă duc să rămână. De ce mergeți? De ce e important pentru dumneavoastră? Votul, nu? Pentru ce? Ca să fie schimbat textul din Constituție. Textul contează. Și la ce vă așteptați? La ceva bun. Pozitiv, ceva pozitiv. Ați fost la vot sau veți merge? Încă nu am fost, dar o să mă duc după masă. Da, o să mă duc. De ce votați și la ce vă așteptați? Păi la mai bine. La mai bine. În ce sens? Ce credeți că va schimba acest referendum? Sper că va înțelege lumea că totuși o femeie și un bărbat poate să alcătuiască un cuplu. Mergeți? Astăzi nu. Că n-am fost nici ieri, atunci nu mă duc nici astăzi. De ce nu mergeți? Eu m-am însurat, am copii, am nepoți, cei care n-au să fie sănătoși. Pentru că suntem creștini și sperăm să fie adoptată legea asta și să fie în Constituție și asta am vrea, să rămână tradițiile creștine și să rămânem așa cum am fost și cum ne-a dat Bunul Dumnezeu. La biserică v-a spus părintele ce să votați, cum să votați? Da, a spus câteva cuvinte să ne îndrume spre drumul pe unde am pășit și până acum. Dar v-a spus unde să puneți ștampila, pe ce să puneți ștampila? Nu, așa ceva nu. Așa ceva nu, da. Sper că am pus bine. Ne uităm la televizor și în media. Deci, sper să fim la zi cu treburile. Păi să nu fie bărbat cu bărbat, să fie femeie cu bărbat. Sau cum? Așa am înțeles. Păi la ce credeți că se referă referendumul? Ce credeți că va schimba? Nu știu. Deocamdată nu știu. Adică nu știți mai exact de ce, pentru ce votați atunci? Ba da, pentru că să fie femeie cu bărbat, nu soț, și cum a fost și până acum. Sau cum am înțeles eu, să nu fie bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. La biserică v-a spus părintele sau preotul ce să votați, cum să votați? Da, nu am fost, dar la biserică o zis. Ce anume a spus? Nu aici, la băiatul meu, unde e la Pentecostal. Acum vreau să mă duc. Și de ce e important referendumul pentru dumneavoastră? De ce votați? La ce vă așteptați? Să nu fie bărbat cu bărbat, femeia să pereche, bărbat și cu femeie. V-a spus și părintele ce să votați, cum să votați? Nu,